Emisiune prezentată de School of Light. Bună seara, dragii mei! Sunt Alexandru Ducanu, fondatorul School of Light. Astăzi vom vorbi despre clarviziune, despre ce este mit, ce este realitate, ce este fantezie în ceea ce înseamnă clarviziunea, în capacitatea de a accesa informații la distanță, și când spun asta mă refer și la o distanță geografică, dar mă refer și la o distanță temporală. Cu alte cuvinte, capacitatea de a te întoarce în timp, retrocogniție, capacitatea de a face salturi în viitor, precogniție, și în general capacitatea de a afla informații folosind alte mijloace decât organele de simț. Nu vorbim doar de clarviziune atunci când vorbim despre claruri. Sunt multe alte capacități extrasenzoriale care concură la a avea acces la un anumit nivel psihic la informație. Însă am folosit clarviziunea pentru că este poate una dintre cele mai cunoscute, este una cu poate aplicațiile cele mai mari. Cu toate că, poate mai important decât clarviziunea ar fi o posibilitate de acces informațional, nu neapărat pentru a vedea sau vizualiza anumite situații, cât pentru a ști pur și simplu niște informații, a avea acces la ele. Suntem familiarizați cu clarviziunea, poate amintindu-ne de niște nume celebre din trecut, și vorbim aici poate de Nostradamus, vorbim aici de Baba Vanga, celebra prezicătoare de origine bulgară. Am avut chiar și noi în România o clarvăzătoare, dacă ne amintim de fenomenul Valentina și așa mai departe. Probabil că fiecare națiune are clarvăzătorii săi sau persoanele cu capacități extrasenzoriale importante. Mă iertați. Prin urmare, este un dar, este o abilitate, este ceva născut. Ce este această clarviziune și în ce măsură persoana real accesează niște informații la distanță geografică sau temporală și în ce măsură pur și simplu își imaginează acele lucruri. Există diferențe între diverse capacități psihice. De exemplu, o modalitate de a avea acces la informații este aceea de a citi câmpul, biocâmpul unei persoane, beneficiarul, să spunem, și a aflat de la nivel subconștient anumite informații. Cu alte cuvinte, practicianul este capabil la un anumit nivel să se conecteze cu subconștientul beneficiarului sau cu subconștientul țintei și de la nivel de subconștient să realizeze între subconștientul țintei sau beneficiarului și subconștientul practicianului sau realizatorului acestei tehnici o formă de contact, de comunicare, de extragere de informații și apoi să fie capabil să decodeze aceste informații și să le prezinte ca și cum ar fi un acces informațional din trecutul persoanei, de exemplu. Dar în realitate să fie de fapt niște amintiri ale beneficiarului codate în câmpul beneficiarului. Deci asta nu este o retrocogniție, este pur și simplu un acces la nivel subconștient în amintirile persoanei. Este ca și cum
o formă a acestei practici ar fi inducerea unei transe hipnotice într-o anumită persoană, aducerea ei în acea transă hipnotică la un anumit moment din trecut de care poate își mai amintește la nivel conștient sau nu, și punerea ei să evoce anumite amintiri, anumite informații, poate o anumită traumă pe care a avut-o. Pe de altă parte, conectarea la nivel subconștient înseamnă capacitatea acelui care realizează această conectare de a extrage singur acele informații fără să mai pună sursa, beneficiarul, să povestească ce s-a întâmplat. O retrocogniție reală nu intră și nu extrage informațiile din câmpul persoanei, ci folosește amprenta informațională a persoanei ca și sprijin, ca și mostră, ca și reper informațional energetic cu care se duce într-o bază de date a Universului și de acolo extrage informația referitoare la trecut. Este ca și cum te duci la o bibliotecă și obții un anumit cod pentru cartea pe care o vrei și îți spune pe codul ăla de la bibliotecară, obții codul și îți spune rândul B, raftul 3, să spunem. Și știi că la acel nivel găsești cartea care te interesează, mergi acolo și extragi cartea. La fel, o persoană cu aceste extrasensibilități sau capacitate de vedere la distanță preia o anumită semnătură energetică de la țintă, se duce în baza de date a Universului și de acolo extrage informația referitoare la trecut, care se poate referi la această viață, la alte vieți sau la alte forme de existență ale acelui spirit între întrupări. Este fascinantă această modalitate de cunoaștere, de clarvedere pe care cineva o poate avea în acest fel. Prin urmare, necesită ca cel care execută o astfel de tehnică să fie capabil să deceleze o anumită amprentă informațională care se poate lua direct de la persoana din fața ta, dacă, să spunem, o persoană vine la o consultație sau pur și simplu este o întâlnire față în față sau ești în proximitatea persoanei respective. Dar amprenta informațională energetică se poate lua și de pe un obiect vestimentar, se poate lua și de pe o bijuterie sau un accesoriu, ceva care de regulă este purtat mai mult. Un inel, un ceas, un lănțic și așa mai departe, dar orice obiect vestimentar. Așa cum un câine antrenat poate să ia mirosul de pe o haină și să urmărească o persoană kilometri și kilometri, o persoană antrenată din punct de vedere extrasenzorial este capabilă să ia mirosul, să spunem, energetic de pe haină, de pe bijuterie și să se ducă într-o bază de date să extragă informații despre acea persoană. Sigur, eu tot ceea ce vă explic în această emisiune este la un nivel teoretic. Este așa pentru că acesta este formatul de televiziune și este în limitele în care o emisiune de televiziune poate fi realizată. Pentru aceia dintre voi care vreți să experimentați și practic niște lucruri, puteți să accesați grupul de Telegram School of Light, este un grup public de Telegram și în cadrul acestui grup eu realizez din când în când o serie de webinarii gratuite, cam o dată pe săptămână sau la două săptămâni, în care puteți să și practicați anumite lucruri, astfel încât să înțelegeți că ceea ce vă explic aici are și o dimensiune foarte practică, foarte aplicativă, nu este doar o explicație teoretică. Bun. Prin urmare, în momentul în care cineva are acces la bijuteriile tale, la hainele tale, la ceva ce tu ai folosit sau ai atins, într-un fel are acces la baza ta de date, nu doar din prezent, dar și din trecut și din viitor.
O sursă foarte importantă de acces este orice mostră biologică pe care o lași undeva. Un fir de păr, o bucată de unghie sau orice mostră biologică conține, bineînțeles, ADN-ul tău, întreaga ta bază de date biologică, dar conține și întreaga ta bază de date, conține ADN-ul spiritual și conține întreaga ta bază de date la nivel subconștient. Prin urmare, orice fir de păr ai lăsat undeva este ca și cum ți-ai lăsa toată averea ta energetico-spirituală. Este ca și cum ai umbla și ți-ai lăsat peste tot portofelul nesupravegheat sau așa mai departe, doar că acel portofel este de fapt portofelul nostru energetic-spiritual, este cheia de acces la propria noastră ființă. Și sunt persoane care, de exemplu, ard hainele pe care nu le mai poartă. Sigur că poate părea un pic barbar și există această practică a unor oameni să spună să dăm la oamenii săraci sau în nevoie anumite haine pe care nu le mai purtăm sau le-am purtat doar o dată sau așa mai departe. Este foarte caritabil să faci acest lucru, dar în același timp trebuie să fii conștient și de anumite riscuri, și anume că ceva care poartă amprenta ta energetico-spirituală va fi purtat de o persoană în dificultate, în nevoie, adică o persoană cu probleme, o persoană cu o karmă grea, și este posibil ca acel tip de vibrație, acel tip de probleme conectat la energia pe care tu o lași în haine să te influențeze la un anumit nivel psihologic, spiritual și karmic. Prin urmare, întotdeauna când faci așa ceva, trebuie să iei în considerare și acest aspect la care poate multă lume nu se gândește, dar este o realitate spirituală și datoria mea este să vă prezint întotdeauna și frumusețea, dar și riscurile. Este foarte frumos să faci un gest caritabil, este foarte frumos să ajuți pe cineva în nevoie, dar în măsura în care poți să o faci în o stare de siguranță și fără a te pune pe tine în pericol, fă-o. De aceea, persoanele care au o cunoaștere spirituală avansată pot încerca să anihileze cumva energia, informația din haină sau din ceea ce dai, astfel încât să o dai într-un spațiu neutru. În ce măsură poți să realizezi acest lucru, n-aș putea să vă garantez 100%, dar se poate determina acest lucru, toate aceste lucruri pot fi verificate, determinate și așa mai departe. Bun. Este capacitatea aceasta de acces informațional la distanță o realitate sau este o fantezie? Din punctul meu de vedere, în linie cu cei 30 de ani aproape de practică în domenii de frontieră a cunoașterii, este o realitate. Acum, imaginația este de fapt un instrument, este o punte între lumea vizibilă și lumea invizibilă. Ea este un instrument activ, imaginația activă se folosește foarte mult în meditații, în meditațiile conduse, în meditațiile ghidate. Și de foarte multe ori ajută subconștientul să atingă anumite realități, să se conecteze cu anumite realități energetico-spirituale. Totuși, câteodată, gradul de percepție a realităților invizibile este mai mare și câteodată imaginația joacă un rol. Pe de altă parte, este foarte important momentul în care cineva trece de la un dar, de la un har, de la o pasiune, la un business. Și există persoane în zona aceasta energetico-spirituală care au făcut un business din aceste capacități. Ei bine, în momentul în care cineva a plătit o sesiune, știu și o citire psihică, o sesiune, a comandat un serviciu, cumva prestatorul, cu alte cuvinte, persoana care are acele capacități, se simte obligată să livreze ceva. Și chiar dacă un antrenament de foarte mare calitate te poate face să ai acces informațional, energetic, totuși ține destul de mult și de starea de moment a celui care realizează aceste tehnici. Poți să ai o zi proastă, se poate să ți se fi întâmplat ceva în ziua respectivă,
poți să ai pur și simplu un moment în care ai fost prins pe un picior greșit și ai suferit un atac energetico-informațional și ești într-o zonă de perturbare energetică, să spunem. Și este posibil să nu fii în cea mai bună formă ca să livrezi acel serviciu, dar te simți obligat să o faci pentru că persoana a plătit o consultație sau un serviciu și mai departe. Și atunci este posibil ca cei care prestează aceste servicii în anumite momente să inventeze lucruri sau să-și imagineze lucruri doar pentru a oferi clientului ceva care să justifice plata făcută. De aceea este întotdeauna un risc în momentul în care o astfel de abilitate se transformă într-o profesie sau se transformă într-o afacere. De asemenea, mai poate interveni pe parcurs lăcomia. Este posibil ca persoana care este foarte dotată să fi început cu o pasiune, cu un dar, cu un har și pe măsură ce a început să câștige tot mai bine din acest lucru să fi fost cumva coruptă de lăcomie, să ia prea multe sesiuni, să ajungă la un grad de oboseală, de uzură prea mare și ceea ce livrează să fie de slabă calitate. Însă, cu aceste mențiuni făcute, este o realitate, accesul informațional și energetic. Accesul, de regulă, se face într-o stare modificată de conștiință. La modul ideal, este și beneficiarul ținta într-o stare modificată de conștiință, mai ales dacă citirea se face cu acordul său, da, solicită o astfel de citire, și realizatorul este într-o stare modificată de conștiință și se produce o anumită rezonanță într-o zonă, să spun, de unde cerebrale alfa sau poate chiar mai jos, mai jos decât atât, cum ar fi teta, și în acea zonă de minte foarte liniștită, de unde cerebrale foarte calme, să fie un acces informațional energetic mai bun la subconștientul persoanei sau la baza de date din care se extrage informația. Prin urmare, este utilă o astfel de modificare de conștiință, însă persoanele foarte antrenate n-au nevoie să stea cu ochii închiși, n-au nevoie să intre în stări foarte profunde de meditație, știu, să le iau jumătate de oră ca să intre în stare, pur și simplu pot face lucrul ăsta cu ochii deschiși, câteodată făcând și altceva sau vorbind cu beneficiarul și în același timp intrând pe un anumit flux informațional energetic și văzând anumite lucruri în trecut, în prezent sau în viitor. O modalitate de a obține informații, de a vedea lucruri din trecut sau din prezent sau din viitor, este și mediumitatea. Și este o diferență foarte mare între mediumitatea reală și capacitățile psihice sau citirea psihică. De exemplu, atunci când se citește în cărțile de tarot, să dau un exemplu. Cel mai probabil, cel care folosește cărțile de tarot, folosește aceste simboluri pentru a se conecta într-un anumit fel la subconștientul persoanei respective și citește niște informații, decodează niște informații din subconștientul persoanei respective bazându-se pe simbolurile cărților respective. Sau alte forme de ghicire, să spunem, a viitorului. Este de regulă o citire psihică. Mai rar și atunci când cel care realizează acest lucru are un antrenament și un nivel spiritual mai ridicat, persoana se poate ridica într-o bază de date a Universului și poate extrage de acolo informații. Mediumitatea, pe de altă parte, înseamnă capacitatea persoanei de a se conecta cu un alt spirit, de regulă, care este în lumea de dincolo. Adică o persoană care a murit, de regulă, o persoană apropiată beneficiarului, rudă, apropiată, prieten, partener de cuplu, copil, părinte, etc.
și care este adusă de medium sau vine la această comunicare și transmite mediumului anumite informații pentru beneficiar. O ședință reală de mediumitate, de regulă, arată cam așa. Beneficiarul este o persoană străină mediumului. Mediumul o vede pentru prima dată în viață. Nu știe nimic despre ea, despre background-ul lui, cine este, ce familie a avut, care este istoria personală și așa mai departe. Și persoana s-ar putea să nu spună absolut nimic, doar să aștepte și să se deschidă un fel de canal de comunicare de către medium și să vină la comunicare un anumit spirit. Iar mediumul să fie capabil să dea elemente recognoscibile despre acel spirit, despre acea persoană care are înfățișarea unei persoane decedate apropiate beneficiarului și să poată să dea detalii despre înălțime, aspect, culoarea ochilor, culoarea părului, semnalmente particulare, știu și eu dacă avea un anumit semn, o anumită cicatrice, un anumit tatuaj și așa mai departe. Este poate capabil chiar să spună nume concrete și să invoce apoi, intrând în starea de conexiune, anumite episoade pe care doar beneficiarul și persoana decedată le știu. Adică să invoce, nu știu, să spunem că unui bărbat i-a murit soția, dau un exemplu, sau invers. Și mediumul, fără să știe nimic despre acea persoană, îi poate descrie în detalii foarte amănunțite la modul la care să poți să pictezi un portret robot persoana decedată, dar îi poate evoca și o anumită amintire, de regulă, de exemplu, unde s-au cunoscut sau ceva care a fost semnificativ între ei și care știu doar ei doi și nimeni pe lumea asta, astfel încât n-avea de unde să afle. Cu alte cuvinte, un medium autentic și o ședință de mediumitate autentică este cea în care realizatorul este capabil să dea dovezi tangibile, materiale, dacă vreți, pentru autenticitatea acelei comunicări. Și, sigur, funcție de accesul spiritului care a venit la comunicare, la informație, acesta este capabil, poate, să spună niște lucruri beneficiarului din viitorul său. Spiritele trăiesc într-un spațiu care poate că este dincolo de timp, așa cum îl percepem noi aici în realitatea materială, sau îl pot percepe poate ca pe o a patra dimensiune. Dacă noi aici suntem în tridimensional, aceste spirite care au trecut dincolo s-ar putea să poată să perceapă timpul ca o a patra dimensiune spațială și să poată să vadă anumite lucruri care se vor întâmpla în viitorul beneficiarului și să încerce să-l ghideze, să-l ajute, să-l încurajeze și așa mai departe, să-i spună ok, uite, te așteaptă acel lucru, sau să-l prevină cu privire la anumite încercări, anumite dificultăți din viața sa și așa mai departe. Aceasta este o ședință de mediumitate autentică, însă ea este, sigur, poate fi foarte impresionantă pentru cel care beneficiază de ea, câteodată poate fi foarte vindicativă. Poate să aibă un rol de vindecare pentru cel care a rămas, dacă a rămas cu o stare de durere, cu o stare de neînchidere a unei relații. Poate că n-a apucat să spună persoanei respective niște lucruri, poate că n-a apucat să spună te iubesc, poate că n-a apucat să spună ce mult a însemnat persoana respectivă, poate n-a apucat să-și ceară iertare pentru anumite lucruri pe care le-a făcut, etc. Și prin intermediul mediumului se poate realiza această comunicare, ca și cum ai comunica prin telefon cu persoana și să încerci să vindeci, să închizi, să rotunjești, să dai drumul, să te deslegi de o anumită situație, de o anumită persoană, de anumite sentimente de vinovăție și așa mai departe. Și poate să aibă un rol foarte vindecător. Pe de altă parte, în ceea ce privește accesul în viitor al acelor spirite, acest lucru ține de evoluția lor spirituală. Fiecare om și fiecare spirit, indiferent că este în spirit sau nu, că este în materie, are un anumit acces informațional bazat pe propria lumină internă, bazat pe lumina sufletului. Este ca și cum fiecare dintre noi ar avea o lanternă internă care ar bate până la o anumită înălțime. Acea înălțime este dictată de evoluția noastră spirituală.
Lumea vibrațională este stratificată pe niște nivele, am putea să spunem pe niște etaje sau tradițional în spiritualitate și chiar în religie, acestea sunt denumite ceruri de lumină. Și funcție de evoluția fiecarei persoane întrupate sau a fiecărui spirit neîntrupat, el poate să bată până la un anumit nivel. E bine, cât poate vedea de la acel nivel este ceea ce îi poate spune persoanele respective, iar realitatea și capacitatea de acces informațional este una la nivelul cerului 5, alta la nivelul cerului 7 și cu totul alta la nivelul cerului 10. Prin urmare, acei clarvăzători, acei oameni care au prezis lucruri foarte profunde în viitor, că le-au comunicat într-o formă mai directă sau că le-au comunicat într-o formă mai metaforică. Baba Vanga, de exemplu, comunica niște termeni foarte direcți, dar formă metaforică putem găsi, de exemplu, în Apocalipsa după Ioan. Este o prevestire a ceea ce se va întâmpla peste niște mii de ani, unde este așteptat, așa zisul, sfârșit al lumii, și sunt prevestite niște semne care preced acel sfârșit al lumii și ce se va întâmpla, totul exprimat în simboluri și foarte metaforic. Nostradamus, la rândul său, s-a exprimat în versuri și într-o formă undeva între metaforă și realitate. Alții dau elemente foarte concrete, dar cei care au fost capabili să vadă astfel de lucruri la distanță sunt spirite foarte înalte. Edgar Cayce, de exemplu, este un medium. Capacitatea lui de clarvedere și de a spune ceea ce se va întâmpla în viitor a fost realizată în stare de transă, pentru că și aici este o diferență între mediumitatea în stare de transă sau în stare de veghe sau mediumitatea psihică. Mediumitatea psihică este cea în care o persoană în stare normală, așa cum sunt eu acum, care e în stare de veche, vorbește mai departe, se conectează cu o anumită conștiință, cu un anumit spirit și obține de la el, se realizează un dialog telepatic și obține anumite informații. În timp ce, fiind persoana care realizează tehnica, fiind foarte conștientă și prezentă la ceea ce se întâmplă, ca și cum ai vorbi la telefon, un mobil cu cineva, doar că nu vorbești cu prietenul de dincolo, vorbești cu un spirit de dincolo. Pe de altă parte, mediumitatea în stare de transă, ceea ce făcea Edgar Cayce, înseamnă că intra într-o stare modificată de conștiință, într-o stare de somn, să spunem, în care mediumul nu mai era conștient de ceea ce se întâmpla cu el, spiritul venea și lua în posesie corpul mediumului, câteodată vocea era diferită de vocea obișnuită a persoanei. Deci, cumva, spiritul respectiv își punea amprenta și modifica vocea, timbru, ritmul vorbirii și așa mai departe. Era o diferență destul de mare și poate chiar diferențe între diverse spirite care comunicau prin mediumul respectiv și se putea face diferența. Și în această stare de transă, fără ca el să poată să controleze ceea ce se întâmplă, avea anumite comunicări. Aici o să deschid o paranteză. Nu are de-a face cu clarviziunea, nu are de-a face cu capacitățile extrasenzoriale, dar arată cât de fascinant este spiritul uman și cât de mare putere are psihicul asupra materiei și asupra corpului. Există cercetări științifice, medicale, de cel mai înalt nivel, ale unor personalități medicale din străinătate, din Statele Unite, că au făcut cercetări pe persoane cu personalitate multiplă. Și unele din aceste cercetări sunt absolut fascinante, pentru că într-o personalitate sau alta ale aceleași persoane, să spunem că eu aș avea o personalitate multiplă. Când sunt Alexandru, să spunem, am anumite caracteristici și când sunt, nu știu, George, am alte caracteristici. La ce se referă? Sunt cazuri în care se schimbă culoarea ochilor persoanei în momentul în care face acest switch între personalități, ca să vă dați seama unde se poate ajunge în influența psihicului asupra materiei, când persoana crede cu toată ființa sa
care o anumită identitate, corpul începe să materializeze acea identitate. Sunt persoane care, de exemplu, au anumite semne particulare sau cicatrici care dispar atunci când își schimbă personalitatea și reapar când se întorc la personalitatea de bază. Sunt persoane care suferă de anumite condiții medicale, de exemplu, s-au făcut cercetări pe diabet și una dintre personalități era diabetică și avea nevoie de insulină, când era cealaltă, nu mai era diabetică și nu mai avea nevoie de insulină. Este absolut fascinant acest domeniu, mult mai cercetat științific și care arată cât de mare poate să fie impactul psihicului asupra materiei. Un domeniu care este undeva mai aproape de lucrurile materiale despre care noi vorbim și totuși începe să arate puterea psihicului și putem să mergem și mai departe și să ne gândim ceea ce se poate face la nivel psihic într-un mod intenționat, pentru că aceste lucruri sigur nu sunt intenționate, aceste schimbări. Dar înainte de a putea să faci orice fel de modificare, orice fel de transformare, este important să ai un anumit acces informațional pentru a putea să evaluezi corect o anumită situație, să știi care sunt soluțiile și ce ai avea nevoie să faci. Pentru că învățământul meu este foarte practic, tot ceea ce v-am povestit până acum poate fi tradus în lucruri mult mai concrete și palpabile. De exemplu, dacă ești antreprenor și ai o afacere, dezvoltându-ți anumite capacități extrasenzoriale, anumite capacități de clarviziune, poți să faci anumite evaluări din punct de vedere energetic și spiritual asupra propriei tale afaceri, asupra unor decizii de afaceri pe care le iei. Îndemn și nu mi-asum nicio responsabilitate pentru orice decizie de afaceri a lua cineva bazat pe astfel de capacități. Doar vă spun că este posibil, este o abilitate pe care o poți folosi alături de alte elemente pe care le ai, le deții în gestionarea propriei afaceri. Poți evalua succesul sau insuccesul pe care l-ar putea să aibă o anumită afacere, un anumit produs sau un anumit serviciu pentru populație în general, pentru un anumit grup de oameni, pentru o anumită categorie de consumatori, cât de benefic este acel produs, cum vor reacționa cel mai probabil consumatorii la produsul sau serviciul tău sau la oferta pe care o ai de făcut, astfel încât cumva să ai un fel de sonde pe care le poți trimite în viitor pentru a evalua niște lucruri fără un fel de teste in vitro, dacă vreți, fără să mai fie nevoie să consumi timp, bani, resurse, materiale pentru produse sau servicii care poate nu vor avea succes niciodată. Poți să evaluezi cum va evolua în viitor relația cu un partener de afaceri, scanând la nivel energetic energia acelei persoane și ceea ce se va întâmpla în viitor cu colaborarea, pentru că fiecare colaborare cu o persoană are o anumită energie specifică. Acest lucru poate fi scanat, poate fi evaluat, poate fi interpretat, poate fi influențat și v-am spus la începutul emisiunii, cei care vor să învețe și lucruri practice o pot face accesând grupul de Telegram School of Light sau poate site-ul și găsi acolo instrumente foarte puternice. Deci lucrurile acestea despre care vorbim sunt lucruri acționale, lucruri pe care le putem face. Acum, se vorbește despre mediumitate și poate și despre extrasenzorialitate. În termeni, este o abilitate născută sau dobândită, așa ceva se poate antrena sau te-ai născut cu abilitatea asta, cu sensibilitatea asta, cu capacitatea asta, cu deschiderea asta, cu harul ăsta și ori te-ai născut, ori nu te-ai născut. Răspunsul este undeva la mijloc. Nu este sau, poate fi și.
De regulă, persoanele care obțin cea mai mare performanță în acest domeniu sunt persoane care cumva de mici copii s-au născut cu acest dar, cu această deschidere către lumea invizibilă. Că vorbim de zona energiilor, că vorbim de lumea de dincolo sau alte forme de contacte cu alte civilizații, cu alte conștiințe și așa mai departe, pentru că există și comunicări cu ființe non-umane, care pot să fie de tip înger sau demon, depinde dacă este pe linia de lumină sau de întuneric, sau cu ființe non-umane pe care le-am putea numi extraterestre în lipsă de alt cuvânt. Cu alte cuvinte, alte tipuri de conștiință care poate seamănă cu noi, cu oamenii, nu sunt nici îngeri, nu sunt nici demoni, nu sunt decedați, dar totuși există prin diverse colțuri ale universului. Și nu este obligatoriu să ne imaginăm verzi și cu antene pe cap. Bun. Toate aceste capacități, prin urmare, sunt capacități cu care cei care obțin cele mai înalte performanțe se nasc cumva cu ele. De mici copii văd anumite prezențe, știu lucruri, le spun părinților, visează sau pur și simplu le spun, au anumite viziuni cu ochii deschiși și le spun că se va întâmpla un anumit lucru și se întâmplă și așa mai departe și cresc dezvoltându-și aceste abilități. Sunt și copii care își le inhibă. Dacă mediul familial este unul foarte rigid și nu are deloc deschidere către această zonă și spune că este plecat cu sorcul, e plecat cu pluta să termine cu prostiile astea sau chiar îl amenință că îl duce la medici, îl duce la spitalul de psihiatrie și așa mai departe sau poate chiar o fac, eventual îl pun și pe niște tratamente de ordin psihiatric, este posibil ca copilul respectiv să-și închidă aceste abilități ca o formă de protecție și să considere că nu a avut niciodată acces la ceva real și a fost doar în imaginația lui. Însă sunt și persoane care rămân cu aceste abilități și pierd acele abilități, acele persoane despre care am vorbit, dar sunt și persoane care își păstrează aceste abilități pentru restul vieții. Într-o anumită măsură, ele se și antrenează, pentru că orice mare realizare este de regulă 1% inspirație și 99% transpirație. Cu alte cuvinte, sunt persoane care pot să aibă un talent, o capacitate, dar dacă nu antrenează acea capacitate, ea nu va ajunge niciodată la un nivel de top și la un nivel de a face acel lucru la orice oră din zi și din noapte cu maximă performanță. Este ca și în domeniul sportiv, în care sigur că sunt persoane care sunt campion mondial, campion olimpic și obțin anumite rezultate sportive fantastice, să spunem o anumită viteză pe 100 de metri sau pe 1 km sau pe 5 sau pe 10 sau la maraton. Însă, poate că sunt multe alte persoane care nativ ar avea calități mai bune decât campionul, dar nu s-au antrenat nicio secundă din viața lor. Sau poate s-au antrenat 1% sau 5% sau 10% din cât s-a antrenat campionul. Și diferența de talent nu compensează diferența de muncă. Și în acest domeniu psihic și al capacităților energetice și spirituale, este ca în orice alt domeniu al vieții practice. Era un celebru jucător de golf care avea niște lovituri senzaționale și trimitea câte o minge acolo la țintă de la distanțe uriașe. Și oamenii spuneau, domnule, senzațional cât de noroc poți să ai. Și spunea, da. Și știi ce este foarte interesant? Cu cât exersezi mai mult, cu atâta mai mult noroc. Cu alte cuvinte, dragii mei, exercițiul și în acest domeniu psihic este unul foarte, foarte important. Și există legende bazate pe realitate sau nu, că, de exemplu, chiar și Ceaușescu avea o anumită divizie, un anumit departament de copii recrutați de mici cu anumite capacități psihice deosebite, duși undeva într-un fel de cantonament perpetu și antrenați de anumite persoane pe aceste domenii psihice pentru a servi unor interese militare sau de stat. Și așa cum se vorbește despre România, că a avut astfel de spioni psihici, să spunem,
Este probabil că toate marile puteri sau țări au avut sau au programe similare. Și tot ce făceau în aceste cantonamente era să antreneze aceste capacități psihice ale persoanei pentru a putea să citească la distanță niște lucruri. E bine, în momentul în care ai capacitatea să lucrezi, să exersezi acest lucru, este minunat pentru că poți să citești foarte mult, poți să citești intențiile unei persoane, poți să citești posibile variante de viitor ale felului în care vor evolua lucrurile pe o anumită situație, pe o anumită afacere, pe o anumită decizie, pe un anumit parteneriat. Sigur, și în viața privată, în viața personală, poți să ai multe informații care să folosească în deciziile pe care le iei în relația ta de cuplu sau alte relații importante în viața ta, bazat pe informații pe care le poți percepe la distanță, pe care poate cealaltă persoană nu ți le-ar spune într-un mod voluntar, din anumite motive. Bineînțeles că și aici este o deontologie, este o etică, în a nu intra cu bocancii în persoana de interes. Sigur, serviciile secrete și cele armate nu cred că se omoară cu astfel de scrupule morale, dar lăsăm la o parte ceea ce fac ele în viața noastră civilă, în aplicațiile pe care le avem în domeniul afacerilor, în domeniul profesional, în domeniul personal, trebuie să avem o anumită etică. Însă, sigur că am văzut cu toții anumite filme în care FBI-ul, să spunem, are cât un astfel de consultant care este cumva conectat cu anumite lumi invizibile și poate să dea anumite indicii. Imaginați-vă ce înseamnă o persoană foarte antrenată și dotată, care este un asset, este un instrument, este un ajutor pentru rezolvarea, să spunem, unor crime neelucidate sau unor situații foarte complicate, în care poate să intre pe baza de date a victimei, dacă este vorba de o victimă, și să vadă ce a făcut în ziua respectivă sau în contextul respectiv, cu cine s-a întâlnit, unde s-a dus, ce a făcut, să dea anumite indicii anchetatorilor. Este un domeniu în care se pot obține foarte multe informații pentru orice fel de crimă, pentru orice fel de violență, pentru orice fel de atac, nu doar de natură, știu și eu, fizică. Chiar și în cazul unui atac cibernetic, sigur, există pe partea cibernetică diverse forme de investigare a unui atac, dar întotdeauna există și amprenta energetic-informațională, adică o persoană antrenată poate să perceapă cine este persoana sau gruparea din spatele unui atac cibernetic, mergând cumva pe un anumit fir sau pe o anumită amprentă, pentru că în spațiul energetic și informațional totul rămâne înregistrat. Ne îndreptăm spre finalul acestei emisiuni. Din punctul meu de vedere, aceste capacități sunt reale. Am experimentat și prin ceea ce eu am trăit și practicat și fost capabil să le spun altor oameni. Și prin ceea ce am văzut ca și martor pasiv sau activ. Pasiv în sensul că am fost de față când o persoană a făcut anumite profeții, anumite anticipări ale viitorului și ele s-au adeverit despre terțe persoane, sau poate chiar și activ, în sensul că s-au adeverit în ceea ce au spus despre mine în termeni foarte concreți, nu în termeni generali. Pentru că, sigur, aceste există o anumită etnie care se ocupă cu ghicitul și vorbește în termeni foarte generici, încât aproape oricui s-ar potrivi. Chiar s-a făcut un studiu în care unor studenți li s-a citit horoscopul, li s-a spus că este un horoscop personalizat pentru fiecare zodie în parte și că fiecăruia îi se spune potrivit zodiei sale. Dar, de fapt, li s-a dat aceeași informație și i-a întrebat, ok, câți dintre voi considerați că vi se potrivește ceea ce vi s-a spus? Și 80% au ridicat mâna, deși era aceeași informație. Cu alte cuvinte, există astfel de persoane care au o abilitate să spună niște lucruri, niște termeni suficient de generali,
încât cumva să se potrivească aproape oricui și să pară că ți se potrivește și ție. Dar nu la asta mă refer. Sunt persoane care au abilități reale, valoroase, care pot aduce rezultate palpabile în viața lor, în viața altora sau în rezolvarea unor situații cu care societatea se confruntă. Prin urmare, este, în opinia mea, o realitate. Sigur că teoria ca teoria, practica ne omoară. Există și persoane care doar pretind că au anumite capacități, au intuit că poate fi o modalitate ușoară, poate de a câștiga bani sau de a câștiga faimă, etc. Sau anumite persoane invitate la toate televiziunile să prezică nu știu ce și știu că bat câmpii sau vorbesc mereu de o criză în fiecare an. La un moment dat o să fie o criză și eu am prezis criza. Deci sunt și persoane care doar fac un show și n-au real capacități, dar sunt și persoane autentice. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați urmărit. Aceasta a fost ediția noastră School of Light. Vă aștept în ediția viitoare. Până atunci, o seară excelentă. Pe curând! Prezentată de School of Light.